În această lecție vom învăța criteriile de divizibilitate cu 10, cu 2 și cu 5. Și vom începe cu criteriul de divizibilitate. Cu 10. În primul rând, pentru ca un număr să fie divizibil cu 10, el trebuie să poată fi scris ca produs de 10 ori un anumit număr, adică trebuie să se împartă exact la 10. Și vom verifica dacă următoarele numere sunt divizibile cu 10. Deci verificăm pentru numerele 340, 255 și 1300. Cum vom verifica dacă sunt divizibile cu 10? Le vom împărți la 10 și vedem dacă această împărțire va fi o împărțire exactă. Împărțim prima dată pe 340. 10 nu intră în 3, intră în 34 de 3 ori. 3 ori 10 este 30. Ne rămâne 4, coborâm pe 0. 10 în 40 intră de 4 ori, 4 ori 10 este 40, deci 340 împărțit la 10 ne dă câtul 34 și restul 0. Deci este o împărțire exactă, de unde putem spune că 340 este divizibil cu 10. Probăm următorul număr, 255, din nou prin împărțire la 10. 10 în 25 intră de 2 ori, 2 ori 10 este 20, ne rămâne 5, coborâm următoarea cifră, deci 5. 10 în 55 intră de 5 ori, 5 ori 10 este 50 și ne rămâne 5. Deci 255 împărțit la 10 ne-a dat câtul 5 și câtul 25 și restul 5. Ceea ce înseamnă că 255 împărțit la 10 nu este o împărțire exactă. Deci 255 nu este divizibil cu 10. Împărțim mai departe pe 1300 la 10 pentru a verifica dacă 1300 este divizibil cu 10. 10 în 13 intră o dată, 1 ori 10 este 10, ne rămâne 3 și coborâm un 0. 10 în 30 intră de 3 ori, 3 ori 10 este 30, ne rămâne 0 și coborâm un 0. 10 intră în 0 de 0 ori, iar 0 ori 10 este 0. Deci, 1300 împărțit la 10 este egal cu 130, și este o împărțire fără rest, ceea ce înseamnă că și 1300 este divizibil cu 10. Am efectuat 3 împărțiri a 3 numere naturale diferite la 10 și am văzut că 2 dintre acestea ne-au dat câtul 0, deci au fost împărțiri exacte. Deci pentru cele 3 numere naturale pe care le-am scris, aceasta a însemnat că doar primul și al treilea sunt numere care sunt divizibile cu 10. Ceea ce au în comun aceste două numere naturale este ultima cifră. Amândouă aceste două numere naturale se termină în 0. 255 are ca ultimă cifră 5, deci nu 0, și am văzut că 255 nu este divizibil cu 10. Deci vom da atunci o regulă generală pe care apoi o vom demonstra, și anume că pentru ca un număr să fie divizibil cu 10, acesta trebuie să aibă ca ultimă cifră pe 0. Deci ne vom scrie un număr natural este divizibil cu 10 dacă are ca ultimă cifră
pe 0. Și vom proba dacă această propoziție este adevărată. Deci vom scrie demonstrație. Luăm un număr natural oarecare. Este un număr natural de ordinul sutelor, care are cifra unităților 0, deci ultima cifră 0. Și vom verifica dacă acest număr este divizibil cu 10. În primul rând, pentru că cifra sutelor este A, înseamnă că avem A sute. Pentru că cifra zecilor este B, înseamnă că avem B 10. Iar pentru că cifra unităților este 0, înseamnă că avem 0 unități. Un astfel de număr se poate scrie ca sumă a sutelor și zecilor sale, adică A sute, A ori 100 plus B 10, adică B ori 10, plus 0. Egal mai departe cu A ori 100 plus B ori 10, deoarece orice număr adunat cu 0 este numărul neschimbat. Ce putem face în continuare? Considerăm pe acest 100 ca fiind 10 ori 10 și vom rescrie A ori 10 ori 10 plus B ori 10 egal mai departe cu. Avem o sumă de doi termeni, ambii termeni sunt produse care au un factor comun 10. Deci putem efectua scoaterea factorului comun. Și obținem 10 pe lângă, A ori 10 plus B. Ceea ce pentru numărul nostru, A sute, B 10 și 0, înseamnă că el poate fi scris ca un produs de un număr natural oarecare, această paranteză, ori 10, de unde rezultă că acest număr este divizibil cu 10. Deci orice număr care are ca ultimă cifră 0 este divizibil cu 10. Exemple, deci, de numere divizibile cu 10 sunt 1200, pentru că are ca ultimă cifră pe 0, 340, pe care l-am și probat, are ultima cifră 0, 12500, 30, are ultima cifră 0 și așa mai departe. Toate aceste numere vor fi numere divizibile cu 10. Putem trece deci la al doilea criteriu de divizibilitate, criteriul de divizibilitate cu 5. Și aici vom verifica o serie de numere naturale dacă sunt divizibile cu 5. Și vom încerca să tragem o concluzie generală. Deci, verificăm dacă următoarele numere sunt divizibile cu 5. 122, 300, 455, 1000, 357, 15 și 84. Și le vom lua pe rând. 122. Pentru a fi divizibil cu 5, trebuie ca împărțirea lui 122 la 5 să fie o împărțire exactă. 5 în 1 nu se poate, în 12 intră de 2 ori. 2 ori 5 va fi 10, ne rămâne prin scădere 2 și coborâm un 2. 5 în 22 intră de 4 ori, iar 4 ori 5 este 20. 122 împărțit la 5 ne-a dat câtul 24 și restul 2. Deci este o împărțire cu rest, înseamnă că 122 nu este divizibil cu 5. Și probăm următorul număr, 300. În 30 intră de 6 ori, 6 ori 5 este 30, ne rămâne 0, coborăm în 0, 5 în 0 intră de 0 ori,
și 0 ori 5 este 0. Obținem restul 0, ceea ce înseamnă că 300 împărțit la 5 ne dă câtul 60 și restul 0, deci este o împărțire exactă. Deci vom putea spune că 300 este divizibil cu 5. Următorul număr, 455. Îl împărțim la 5. 5 în 45 intră de 9 ori. 9 ori 5 este 45. Prin scădere ne rămâne 0, coborâm pe 5. 5 în 5 intră o dată, 1 ori 5 este 5. 455 împărțit la 5 ne-a dat restul 0, deci este o împărțire exactă, ceea ce înseamnă că 455 este și el un număr natural divizibil cu 5. Vom verifica în continuare dacă 1000 este divizibil cu 5. 5 în 10 intră de 2 ori, 2 ori 5 este 10, prin scădere ne rămâne 0, coborâm un 0. 5 în 0 intră de 0 ori, 0 ori 5 este 0, coborâm ultima cifră 0, 5 în 0 intră de 0 ori, iar 0 ori 5 este din nou 0. De unde ne rezultă că 1000 împărțit la 5 este o împărțire exactă, deci 1000 este un număr natural divizibil cu 5. Verificăm pentru numărul natural 357. 5 în 35 intră de 7 ori, 7 ori 5 este 35, prin scădere ne rămâne 0, coborâm următoarea cifră 7. 5 în 7 intră o singură dată, 1 ori 5 este 5, deci această împărțire este o împărțire cu rest, de unde ne rezultă că 357 nu este divizibil cu 5, deoarece împărțirea nu a fost exactă. Mai avem două numere de verificat. 15 împărțit la 5 știm că este egal cu 3 și restul 0, de unde ne rezultă că 15 este divizibil cu 5. Și ultimul număr, 84 împărțit la 5. 5 în 8 intră o singură dată, 1 ori 5 este 5, prin scădere ne rămâne 3, coborâm pe 4, 5 în 34 intră de 6 ori, 6 ori 5 este 30 și obținem restul 4, de unde ne rezultă că 84 nu este divizibil cu 5. Deci să vedem ce numere am găsit că sunt divizibile cu 5 și ce particularități au aceste numere. 122 am văzut că nu este divizibil cu 5, 300 în schimb este divizibil cu 5, 455 de asemenea, 1000 este divizibil cu 5, 357 nu a fost divizibil cu 5, iar 15 este ultimul număr care a fost divizibil cu 5. Ce au în comun aceste 4 numere este faptul că ele au ca ultimă cifră fie 0, fie pe 5. Și atunci vom da regula generală și anume un număr natural este divizibil cu 5 dacă are ca ultimă cifră 5 sau 0. Deci numerele naturale care au ca ultimă cifră 5 sau 0 vor fi numerele naturale divizibile cu 5. Demonstrația pentru această afirmație se va face la fel ca și demonstrația pentru criteriul de divizibilitate cu 10. Deci nu o vom mai scrie. Vom da eventual niște exemple de numere naturale divizibile cu 5. Am spus orice număr care se termină în 5 sau în 0. Deci 140, pentru care ultima cifră 0, 345, pentru care ca ultimă cifră 5, 1265,
ultima cifră 5, 30.470, care are ca ultima cifră 0 și așa mai departe. Ultimul criteriu de divizibilitate pe care îl vom studia, criteriul de divizibilitate cu 2. Și din nou vom verifica dacă un șir de numere sau dintr-un șir de numere care sunt divizibile cu 2. Vom lua numerele 20, 243, 18, 35, 696, 344, 1000, 59, 88, 326, 12 și atât. Să începem cu primul număr, 20. 20 va fi divizibil cu 2 dacă se împarte exact la 2. Și știm că 20 împărțit la 2 este 10. Adică este o împărțire fără rest, de unde rezultă că 20 este divizibil cu 2. Verificăm următorul număr, 243. Este un număr pentru care împărțirea va fi un pic mai dificilă. 2 în 2 intră o singură dată, 1 ori 2 este 2, coborâm pe 4, 2 în 4 intră de 2 ori, 2 ori 2 este 4, ne rămâne prin scădere 0, coborâm pe 3, 2 în 3 intră o singură dată, iar 1 ori 2 este 2. Prin scădere ne rămâne 1. Ceea ce înseamnă că avem o împărțire cu rest, deci 243 nu se împarte exact la 2, ceea ce înseamnă că nu este divizibil cu 2. Mai departe, 18 împărțit la 2, din nou o împărțire imediată, este 9, restul este 0, deci rezultă că 18 este divizibil cu 2. Următoarea împărțire, 35 împărțit la 2, 2 în 3 intră o singură dată, 1 ori 2 este 2, prin scădere ne rămâne 1, coborâm pe 5, 2 în 15 intră de 7 ori, iar 7 ori 2 este 14. Ne rămâne restul 1, ceea ce înseamnă că 35 nu este divizibil cu 2. Mai departe, 696 îl vom împărți la 2. 2 în 6 intră de 3 ori, 3 ori 2 este 6, prin scădere ne rămâne 0, coborâm pe 9. 2 în 9 intră de 4 ori, 4 ori 2 este 8, prin scădere ne rămâne 1 și coborâm pe 6. 2 în 16 intră de 8 ori, iar 8 ori 2 este 16. Deci, o împărțire fără rest, ceea ce înseamnă că 696 este divizibil cu 2. Împărțim mai departe pe 344 la 2. 2 în 3 intră o dată, 1 ori 2 este 2. Prin scădere ne rămâne 1, coborâm pe 4. 2 în 14 intră de 7 ori, iar 7 ori 2 este 14. Ne rămâne 0, coborâm pe 4. 2 în 4 intră de 2 ori, 2 ori 2 este 4. Deci o împărțire fără rest, rezultă 344 este divizibil cu 2. Urmează împărțirea lui 1000 la 2, o împărțire care din nou este imediată, rezultatul este 500, restul va fi 0, deci 1000 este divizibil cu 2. 59 împărțit la 2. 2 în 5 intră de 2 ori, 2 ori 2 este 4, ne rămâne prin scădere 1 și coborâm pe 9. 2 în 19 intră de 9 ori, iar 9 ori 2
este 18, deci ne rămâne restul 1, de unde ne rezultă că 59 nu este divizibil cu 2. Mai avem de efectuat 3 împărțiri. 88 împărțit la 2 este o împărțire imediată, rezultatul este 44, deci restul 0, ceea ce înseamnă că 88 este divizibil cu 2. Penultima împărțire, 326 împărțit la 2, 2 în 3 intră odată, 1 ori 2 este 2, prin scădere ne rămâne 1, coborâm pe 2, 2 în 12 intră de 6 ori, 6 ori 2 este 12, ne rămâne 0, coborâm pe 6, 2 în 6 intră de 3 ori și 3 ori 2 este 6, deci restul împărțirii este 0, deci 326 este un număr divizibil cu 2. Iar 12 împărțit la 2 este o împărțire exactă cu rezultatul 6, ceea ce înseamnă că 12 este divizibil cu 2. După ce am efectuat toate aceste împărțiri, ne vom întoarce atenția către numerele din acest șir care sunt divizibile cu 2. Acestea au fost 20, 18, 696, 344, 1000, 88, 326 și 12. Uitându-ne la ultima cifră a fiecăruia din aceste numere, observăm că ele sunt fie 0, fie 8, fie 6, 4 sau 2. Adică, ultima cifră pentru fiecare din aceste numere este un număr par. Numerele noastre pare sunt 0, 2, 4, 6 sau 8. Desigur, numerele pare mai mici decât 10. Și atunci vom enunța criteriul de divizibilitate cu 2. Un număr natural este divizibil cu 2 dacă are ca ultimă cifră 0, 2, 4, 6, 8. Deci, un număr care are ca ultimă cifră 0, 2, 4, 6 sau 8 este un număr care este divizibil cu 2. La final ne rescriem aceste trei concluzii. Un număr natural este divizibil cu 10 dacă ultima sa cifră este 0. B. Un număr natural este divizibil cu 5 dacă ultimele sale cifre sunt 0 și 5. Și la final, C. Un număr natural este divizibil cu 2 dacă ultimele sale cifre sunt 0, 2, 4, 6, 8. Oricare din acestea. Acestea au fost criteriile de divizibilitate cu 10, cu 2 și cu 5.